Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Organizațiile de mediu estimează că în România în fiecare oră dispar aproximativ 6 hectare de pădure. În același timp crește deșertificarea țării noastre și nu întâmplător România se plasează și printre țările europene în care aerul are o foarte proastă calitate. În această primăvară, guvernul a adoptat un nou cod silvic, iar unele dintre prevederile acestuia au provocat protestele vehemente ale organizațiilor de mediu și societății civile. Practic, guvernul renunța la una dintre cele mai puternice măsuri de descurajare a furturilor de lemne, și anume confiscarea mijloacelor de transport folosite la infracțiuni. Ulterior, Parlamentul a reintrodus măsura, dar e nevoie de ceva mai mult pentru a opri despăduririle ilegale. La telefon este activistul de mediu Daniel Bodnar. Bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și celor care ascultă Europa FM. Daniel, acum am văzut niște date. Poliția română a comunicat oficial, mă rog, pentru o anchetă făcută de site-ul Europa Liberă, că anul trecut a confiscat 93.000 de metri cub de lemn furat, cu 152 de camioane și căruțe, mă rog, vreo 40 de căruțe. 100.000 de metri cub de lemn furat. Cât de aproape este această valoare de valoarea reală a furtului de lemne din România? Sau cât de departe? Această statistică este reală într-o măsură foarte, foarte mică, pentru că implicarea polițiștilor din majoritatea județelor ale țării și a autorităților în aceste județe este inexistentă. Și dacă vedeți această statistică, sunt județele Suceava, Neamț și altele în care sunt câțiva polițiști care se implică și pot să facă aceste ilegalități cunoscute. Sunt județe, de exemplu, ca Bistrița, unde se fură foarte mult, în care se fură foarte mult, iar acțiunile sunt inexistente ale autorităților. Dar eu cred că furtul de material lemnos din pădure este, nu știu, de cel puțin să dau așa un 300% cel puțin față de ceea ce se depistează în trafic sau se poate confisca ulterior de autorități. Când vezi cifrele astea, 152 de camioane confiscate anul trecut, adică pare impresionant, nu? Nu, este foarte puțin. La cât se fură? Dar care poate fi rata de profit dacă hoții de lemne își permit să piardă 150 de camioane pe an? Au foarte multe metode de a fenta sumalul și din acest motiv își riscă chiar un camion de 120.000 de euro, cum a fost unul confiscat la Rad, pentru că ei știu că transportă în fiecare săptămână, nu știu, un camion de cherestea, 60 de metri cub de cherestea, are valoare de undeva la 60.000 de lei încărcătura. Gândiți-vă că ei au diferite metode, pornesc cu marfa, de exemplu, din județul Suceava și merg către București. Dacă nimeni nu îi oprește pe traseu, ei au posibilitatea să nu își dea drumul la aviz, să nu apară niciun sistem. Acel transport este considerat teoretic, nu știu, legal, pot să spun, pentru că nu i-a prins nimeni. Hoțul neprins, negustor cinstit. Deci ei, când sunt prinși, este, nu știu, o raritate. Și gândiți-vă că în tot acest timp ei transportă lemnul ilegal, mă refer la camioanele cu prelată, pentru că s-au reprofilat mare parte din din aceste firme. Da, mi se pare uluitor totuși că, adică furtul de lemne din pădure, despăduririle ilegale, astea sunt activități care nu pot fi făcute pe ascuns, implică mulți oameni, mijloace de transport, zgomot, trebuie făcută organizarea acolo. E complicat să organizezi în țara asta, să sape cineva un șanț de 5 metri, dar aminte să fure mii și mii de metri cub de lemn. Ca să înțelegem cu toții, din pădure nu se poate fura fără acordul pădurarului. El este gestionarul cantonului, el deschide bariera, de acolo pleacă furtul. Apoi iese pe drumul public, acolo sunt autorități care, unele din ele, întorc capul în altă parte, altele nu vor să intervină. Este o realitate faptul că aceste furturi sunt posibile doar datorită
complicității acestor factori. Pădurarii, inginerii silvici, autoritățile competente care ar trebui să-și facă datoria, iar ceea ce prindem noi, ceea ce sesizăm noi în acțiunile pe care le facem, sunt doar o picătură într-un ocean, dar totuși au dus la o anumită schimbare și ne bucurăm că nu a fost în zadar. Dar ce ar trebui făcut pentru ca despăduririle ilegale să fie oprite cu adevărat, sau cel puțin să fie reduse la valori nesemnificative? Primul pas este să vedem acest nou cod silvic promulgat, măsurile care sunt acum în forma finală, sunt cât de cât mulțumitoare și credem că prin confiscarea camioanelor și a camionetelor folosite la transportul de material lemnos ilegal și reducerea pragului de la 10 metri cubi la 5 metri cubi, confiște camionul în care devine infracțiune. Da. Da. Dar o căruță câți metri cubi transportă? Că se fură mult cu căruța. Acum nu știu, noi am când au zona a fost depistate două căruțe cu 7 metri jumătate și 7 metri cubi. Sunt niște căruțe modificate cu niște cai foarte puternici acolo în zonă, la noi în Suceava, și sunt multe. Pentru că ei au zis așa, reclamă camioanele care sunt cu macara și remorc, 50 de metri cubi în total. Uh-huh. Ei, hai să ducem cu camionete cu prelată sau cu căruțe, că nu se ia poluite de noi, că dacă se ia, o să facă scandal. Uh-huh. Și uitați, au profitat. Și totuși, cei care profită și de acele căruțe modificate sunt tot pădurare care își fac cărăuși. Noi trebuie să înțelegem că furtul nu pleacă de la un om simplu care își duce un metru cub, doi metri cub de lemn de foc acasă. Totul este dirijat de pădurari. Totul este dirijat de cei ingineri silvici care au gatere pe cumnați, pe rude de gradul 1, gradul 2, care au depozite. Și lucrurile astea sunt foarte, foarte cunoscute. Chiar am avut o întâlnire la nivel de țeanță silvică. Și jurista lor a spus, da, știm că au utilaje, știm că au gatere, dar nu avem ce să le facem. Pentru că sunt trecute soții, nepoți, ori pe cumnați, fiecare cum și-a găsit. Mulțumesc mult pentru intervenție și pentru explicație. A fost în direct în deșteptarea activistul de mediu Daniel Bodnar. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.